Salutare, tovarăș! Bine ați venit de... Da! Da, Jesus! La încă un set de World Thunder pentru români. Suntem în partea asta de data asta. Setul numărul 2 de World Thunder pentru români. O să dăm numai cu Germani Vice peste tot azi. Da, am dat World of Tanks azi. Mult World of Tanks. M-am tâmpit deja. Deci o să dăm cu britanicii. Broken Fighter și Spitfire. Și un taifun de căcat așa, că n-avem ce face cu el. Este harta asta. De obicei, petrecăs curajos și n-am ce face, prefer să mă duc pe bombardiere. Primele ținte o să fie... unde n-ai mai mouse? Care e butonul de mouse? Nu e ăla. Vapoarele alea o să fie atacate de bombardiere și în partea la alta avem noi un convoi. Un chișașul unul de 4. Miguri, ei avem, avem ce vâna. Fuck. Vai, sunt neatent de rot. Un chișașul unul dobărit de la Handicraft. Avem niște rachete, încercăm să nimerim ceva pe ele. Nu nimerim. Aaaa, anotat. Ne băgăm la întoarcere, că nu avem motiv să ne băgăm la întoarcere, când încă avem viteză. Ok, putem să nu mai băgăm burst acum. Mai e ceva în spatele meu? Mig! Migule! Tata Broken Fighter vine după tine. Și cumva m-a luat, că bineînțeles mi-a luat pilotul. Eu cu 4 drumuri de 20 mm și 6 50 cal-uri i-am luat-o de la ăla. Cu un drum de 20 mm, nici nu cred că are drum de 20 mm. Dar nu, jocul ăsta e... Jocul ăsta nu se bazează pe noroc, deloc. Nimic, mai am un Broken Fighter. Ne uităm pe un dinamic, un bebe acolo, niște aliați acolo. Pare că fighterele lor s-au dus acolo până la urmă. Am văzut ceva. Un B-25 până de un P-63. Nu am P-63, o trebuie să-l facă. Un 37mm contra B-25. BB-ul vine aici? Dacă BB-ul vine aici, merge pe BB-ul. Vreau să mă duc prea departe de aliații mei. Și la ce lag a avut ăla, s-a teleportat înapoi, e clar că suntem pe serverul rusesc. Hai, mă, întoarce-te, grasme. E ceva? Prin eu, uite acum, ne interesează. N-am timp să alerg după idioți care să plictisesc și n-au ce face decât să... Sta la 4000 de metri altitudine, 5000 și să frece menta. Problema lor. Vor să plictisească. Dacă idioții ăștia de la Gajin ar pune și ei acolo posibilitatea ca toate fighterele, ca fighterele să-și facă spawn-ul la altitudini de bombardiere, s-ar schimba treaba, dar pui mei, fighterele pleacă de la 1000 de metri altitudine bombardiere la 4000. Oh, hai să urcăm până la ele, da, sigur. N-am nimic mai bun de făcut decât să pierzi 10 minute, 5 minute, ca să urc după un bombardier care face suicide imediat ce mă vede. Avem niște victime și preferam să iau Spitfire-ul, că este cel mai periculos. Toți sunt periculoși. Ok, s-a pus bine. Hai tunurile de 20 de milimetri. Oh, fuck! Cred că mi-a lovit dracu' cu ăluia. Scăpat. Păi nu lăsăm Iagnou Teu să scape. Sau Cau Teu, ok. Scoatem flapsurile. Să spulberăm. Și ce avem în spate? E ăla cumigul, nu? Unde e? Un 109, ok. Băgăm boost, că mai avem viteză. Ridicăm flapsurile. Adică le blocăm. Aaaa! Am făcut-o la o greșeală că se ridică în loc să ține unghiul. Ca
Hai, mă! Da, bineînțeles, că nu, că vine Sovietul cu Lang 5, Stalinium. Da, și aici, da, cred că am luat ceva. E că l-am luat. Nimic! Scatem Typhoon-ul, scăpăm de el și după aia rămâne cu Spitfire-le. Typhoon-ul, 12 mitraliere de 7,7. Sunt de tot căcatul! Și cel mai penale... Bine, arme pe care poți să le... De-aia și tot ne-au reparat centrarea la sus-jos. Ea, mea. X61, nu-s prea mulți de noștri acolo. 5 kill cu 2 broken fightere. Bine, și skill-ul meu, bineînțeles. Oh, ce mișto, ne întoarcem noi aici. Da, uite, chestia și unul, parcă trebuie să moare. Fuck. Și da, e cam trecut seara dacă nu e nimeni în zonă. Junkers, Stuka! Are un iac nou în apropiere, deci nu prea vreau să-mi iau un gură cu un iac nou, cu eu am 7-7. Cum ziceam, prefer să stau pe lângă aliații mei, dar la 5 ăla ar putea să vină pe mine. Iac nou, ole, cred că m-au văzut. Și Typhoon-ul! Asta nu se întoarce. Deloc. Da. 12-7-7. Carambo, mă simt acum. Ok, mort. Acum avem... avem vizitatori. Ce manevre facem aici? Am ajutor pe lagul ăla. Mă dăm jos că nu mai avem lagul ăla. Ce nu? Am uitat că britanicii n-au flaps-uri de așa ceva, flaps-uri de baterizare. Hai să deschidem flaps-urile de baterizare, poate, poate. Okay. Dai mai bine! Nu mai am jos. No, nu mai are motor, e în flăcă și o să-mi fure unul acum. Hai mă, parașutează deodată că ești mort așa. Fucking noob. Mai era ceva? Ia, ia acolo, dar văd că l-am luat. Backup has arrived! M-a făcut doi, bă, că tu ai cu Typhoon-ul, puli! Cred că l-am reparat, eu reparat. Poate să-l fie reparat... peșca. Să-l fie reparat modelul de zbor. Apropo, am intrat în beta de Ground Combat. Închis. O trecută la pânieni și nu mă iubă. Când două avioane din Stalinium se confruntă, niciunul nu moare. Shit, nu, nu prind, nu prind zero uș. Vine lagul. Ce bou vrea să dea mine. Ia ceva? E mort. Hai din ea cu lag. Da, cam ce mă spate. Nu știu ce e. Nu mă interesează. Că n-am ce să-i fac în coada mea. Da, era zero. Eram aproape convins că era zero, dar nici nu mi-am bătut cap. Da, zero le stă ce mai bine, cum ziceam, am făcut. Tropul! Am zis că până la acum încolo o să joc numai cu avioane de același rang sau mai mici, adică dacă am multe de rang 3 și am unul de rang 4, o să pun un de rang 2 dacă n-am altul de rang 3. Altfel ajung garantat în bătălie de rang 4-5. Nu ce avem, ce avem. 7, da, eu domin tot meciul ăsta, eu și cu... Gnomen! K1, Gnomen, Gnomen! Din păcate, bombardierele lor cam câștigă. Că, na, uite, la 5.000 de metri alt distanță de mine. Cred că la 5.000 de metri alt de mine. Dar încă mai dau cu... Da, încă mai aruncam combustibil.
Ne băgăm în groap, în mulțimea aia, din 3 de-ai noștri, 4 de-ai lor. Și un 109 și un are 2. Ce e lângă 109 ăla? Un bombardier de-al nostru. Ai 7 km, cine pierde vremea cu ăla? Nouă, la 3, R2, ai periculos, R2, dacă nu ești atent, îți pulbere care două tunuri de 200 de mm, care e super. N-a văzut? Nu, no. Da, și mi l-a furat altul. Văzut ceva sau era tot 109 leu? Mai e de două, iar acolo mergem pe el. Ia, nu, te. Lupa, pierdut tot. Nu mai știu pe unde e mic, uite-o. O să tragem bărz, că n-avem... nu mai avem muniție multă. Sau deloc. S-o ciocnit, bă. Acum, cu patru... Dacă te las să faci tu față-față pe mine. I-am luat ceva. Asta nu o fac. S-a concentrat prea mult pe... pe mine și a uitat că nu poate să iasă din picaje ușor. Asta dacă chiar o știe, de poate dăm prea mult credit. Hai băi, tunele! S-au dus tunele mele. Europa e un zero. Shit, nu mai am nimic, nici mitraliere, nici tunuri. Dăm în spate, lui că măcar așa nu se poate întoarce numai 7 secunde până la mitraliere, 19 până la tun. Dornier. Nu băgăm în gură cu dorniere. Mort? Nu e mort. Ce manevră. Ce manevră. Ia-ți voi să fiți de 7.7. Hei, tunule. Sub 2, ok, omul sub 2. Mai am viteză deloc, am pierdut data viteză, nu faci de-astea. După mine nu, se repară poate? Nenea Dornier, ții minte când ai venit spre mine? Că eu țin minte. Mi se pare mie cam pici. Ziceam impresia că asta se repară și nu-mi place. Ar fi trebuit să dispară de mult. Ne dominăm aeroportul, lămurăm flac și după aia putem să stăm aici fără probleme! Sper că mă auziți, dar am vrut să pun muzica mai tare. Trage cu mitralierele, că nu vrem să consumăm tunul degeaba. Care oricum s-o consumam, aveam niște... shit. Okay, hai să băgăm o fugă, să ne încărcăm. Am văzut prieteni. Am vrut să câștigăm. Poate, poate nu știu fac treaba. Yes! Woo! Și din păcate n-am apucat să dăm prea multe Spitfire. Că bow fighter-le mor greu și Typhoon-ul a făcut două kill-e. Na! Puteam să fac 72.000 în total pe zbă dați părere. Ah, Mark 2, da, luăm. Le luăm. Vreau motor. Bun, 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 ce-am văzut? Punisher! Cel mai multe avioane, un rang mai mare decât al meu. Fighter! 11 pentru 3 morți și un avierian. Da, ne-ați mulțumit de rezultatul ăsta. Deci când ziceam, am intrat în beta un hit de War Thunder. Așa că upload-uri la World of Tanks ar putea să fie mai rare. Deși... noi pornim mereu serverul de
World Underground. Și când zic mereu, mă refer aproape deloc. Foarte rar. 5 ore pe zi, ceva în genul. Și niște ore ciudate. Azi parcă era de la 7 GMT, adică de la 9 de la noi până la 1, ceva în genul. Vine Domination, o să avem timp să mă celărim. Și au un clan întreg, plin de ieruri. De nubi. Nub cu ieruri. Gri. Chehi. Uite-l. Ia, dacă nubii vor să vină cu bombardiere, noi venim cu vânători de bombardiere. Ierurile sunt foarte nebalansate pentru asta. Te mai teleportezi mult, greu e să fii de rus. A, și mi l-a furat altul. Oh. A, uite el, celălalt noob din... care și el se teleportează. B-17, cred că trebuie să prind un B-17. Flying Fortress. Ce bani au băgat ăla în gunner să mă nimerească la distanța aia. Nu! Mi-am scufundat Yamato-ul. Prind la urcaș. Trebuie să-l nimerez, fac acolo. Băgăm iar în picaj. Să avem grijă că ne arătăm botul ăsta neblindat și poate să ne ia pilotul. Iar mi-l-o furat, firai! Ce treacă l-o luat? Un Young Noah capă, bineînțeles. Celălalt membru al plutonului de idioți, scoadă de idioți. Hei, toate asisturile. Și ei n-au, nu și-au luat aeroportul. Bă, Domination trebuie să dureze mai mult. Avem timp să ne încălcăm. În sfârșit și-au luat aeroportul. Da, mai are unul. Da, 327 experiență. Aproape mai mult decât mine. A, uite-l, iar 15. Ce nu, bă, nu știu să zbor, așa că să-mi iau un bombardier. Țăl are zero american, vai de curul vostru, ce dați voi bani? Tu-ți cura, mătii, băi! Mi-a furat un I-185 cu un tun de 20 metri, firați voi, zăviți. Hop, a venit să ne ia baza. Nu nimic, am rachete în 3 secunde. N-am nimerit mai nimic cu ele, dar le am. Și-l spulberă ăla cu P63. Deci ăștia habar n-au să facă dogfight din tot clanul ăsta. Tot făcut ce-au făcut tot meci au fost să arunce cu bombardierele în mijlocul nostru unde au murit. Și să încerce să adreseze cu un zero în loc să facă dogfight. Că na. Na, hai, vine unul, vine unul, altul. Mai am două rachete. Și ăsta vine iar la steag. Dăm speculativ, le-am pus să explodeze după 1000 de metri. Wow, bravo! Tot așa. Mai vine unul. Nu știu unde e el. Ah, uite-o. Un Iac 3P. Asta sacrificați voi aici. Ăștia n-au ce face. Unile 4 acum. Numai asistul fac meciul ăsta. Că nu stă niciunul să bat. Vin la cap. Da, rachetele mele sunt utile, dar le am, să știi niciodată ce poți să faci cu ele. King Cobra pe L4, rupe înainte să ajung eu la el.
Sper tot să facă la dreapta ca un bow. Să ajung și o să trag în el. Fac el assist 8. Unde 37 de mineti. Și chiar prost, am stat prea mult pe lângă bază. Hop, ia uite-l iar. Oare ce face acum? Oare, are și el 2 kill. Vine la barcă, ok. Am luat cu rachetele. Mă e prea ocupat trăgând după bărci. În loc să întoarcă să mă facă, când ar putea să fac asta fără probleme. Da, mai s-a prăbușit unul, l-a luat gunner-ul. Doamne, ce noob. Chiar nu știu, știu că, că m-am dus pe Spitfire-ul acum. A venit unul de sus și l-a ciurit gunner-ul când a trecut pe lângă mine și la cât de periculos a venit ăla n-a avut timp să ridice. Eu doar am luat kill-ul că a intrat în pământ ca un bău. Da. Mai sunteți, mă, meci? Oh, mai sunt, mai sunt. A, un la 5, hai să venim pe un la 5. Oare s-au prins că mă duc după ei intenționat? Bine, nu că aș avea alte ținte, dar... Nu. Shit, partea altă sus. Ridicăm, ne întoarcem. Deja are la 5-ul pe el. Nu cred că-l mai prind eu. Mă duc pe Spitfire atunci. Din păcate, nu mă duc nici după Spitfire, că a ajuns în spatele meu. Încă unul. Da, știu că e Spitfire în spatele meu, nu mă interesează. Da. Nu, e un P36. Da, sunt 2 și Spitfire. P63, ok. Și de asta îi zice Broken Fighter. Că nu cade jos deloc. Dacă avea rachete, mai știu ceva, să dau și niște bărci, dar... Da. Da. M-a luat iagnă OT-ul, m-am întors în el. Cred că e timpul să ne scoatem 0. Stai că n-am murit deloc. Mai am un... mai am un Broken Fighter. Sudoiu. Echipa noastră face defense ca lui... A, acolo luat. N-avem avioane pe aeroport, deci o să-l ia înapoi cândva. A, ce și nu. Am luat și aeroportul lor. Deci, clanul lor a frecat mental. 3 kg, 2 kg. Wow, ce bun sunteți, bă, voi. Și eu n-am zburat numai cu Broken Fight. Nici n-am scos Spitfire-ul și nici nu mai apuc. Deja e victorie. Și da, am tunurile puse pe stealth. Ca să nu vadă lumea când vin cu 4-20 de minute în spatele lor. I-a făcut treaba. Nu a tot tunul de asisturi. Câteam? Fighter Ward on hand. Câte asisturi am? 7. E bine. 1676. Mai bun decât asta, mă, cu 10 kg. De-a furat toate kg-urile mie, da, în primul rând. Broken Fighter. Și terminăm aici pe ziua de azi. Aveam 4-3 Spitfire pe care nu prea l-am scos. Principal, Bowfighter. Cu 4-20 mm. Vedem data viitoare. Anunțați-mă dacă vă place să vedeți tot meciul sau doar când mă duc pe inamic, dacă mi-aduc aminte să puneți înregistrarea. Adică să nu stați să vă uitați la mine cum vorbesc aiurea și mă uit după ținte. Mersi de vizionare, ne vedem data viitoare!